Ne alegem mărimea potrivită, după care aplicăm gel de bază și poziționăm matrița în interiorul tipsului. După polimerizare de câteva secunde, aplicăm culoare, conturând ușor matrița în zona frenciului. Polimerizăm culoarea și aplicăm acril progel pe prelungirea patului. Poziționăm tipsul pe placa unghială cu o distanță de cuticulă paralel cu axul median al degetului. După care polimerizăm câteva secunde, apoi aranjăm materialul de dedesubtul marginei libere. După polimerizare, piulim unghia conform formei, apoi aplicăm luciu.